ziua și bine v-am găsit. Iată, astăzi vă prezint cam ce am mai făcut eu. Asta o să încep ca să nu deranjez cât mai mult. Iată, avem pusă folia pe stupi. Nu o să desfac stupii, dar vă arăt cum am pus eu turta proteică, iată așa. Aceasta este o lucrare pe care o fac. Stupii sunt strânși. Aici, în zona aceasta, este diafragma și sunt strânși pe respectivele ramele. În general, numai rame cu puie. Indiferent de temperaturile care sunt, familiile de albine e bine să le curgeți la strângere. Am văzut că multe părți nu se pune accent pe acest lucru sau se consideră că nu este nevoie. Bun, la acest filmuleț o să pun un link cu o carte despre iernarea albinelor. Acolo veți găsi foarte multe detalii pe care le-am făcut până acum și care le voi face. O să vă arăt că astfel strâns mai avem trântori în stup. Iată un trântor acolo. Era un trântor pe stup. Activitatea albinelor este foarte liniștită. Nu mai este așa intensă ca până acum. Mai aduc și polen. Ce este important este să vă pregătiți corect. Pe lângă tratamente care deja trebuie să se știe, fiecare a făcut cum a considerat că e mai bine. Eu am întrerupt tratamentul cu oxalic. Undeva prin 20 august opresc acest tratament, fiindcă nu vreau să facă cu oxalic repetativ pe albina de iernat, să nu se intoxice. Voi mai face un singur tratament în octombrie, când sper eu să nu mai aibă puiet. Deci, cam acestea sunt lucrările. În privința iernării, acum sunt tot felul de tipuri de iernare, dar veți găsi multe detalii în cartea care o să o atașez acestui filmuleț. Până atunci, numai bine, până data viitoare.